Primarul Mihai Chirica a semnat un contract de servicii de elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru soluții alternative de transport public aerian, subteran și a unui studiu de fezabilitate pentru axa de circulație protejată pentru biciclete. Studiile vor trebui să analizeze și să propună o serie de soluții de transport. Scopurile acestor soluții sunt decongestionarea traficului urban, reducerea poluării, precum și promovarea unui stil de viață sănătos. Potrivit caietului de sarcini, municipiul Iași și zonele limitrofe înregistrează un fenomen de suprapopulare în ultimii ani. În prezent, unele zone din oraș cu extensie înspre zona metropolitană nu sunt acoperite suficient de sistemul de transport actual. De exemplu, zona Moara de Vânt, zona Galata cu extensie înspre Miroslava sau zona Buciumbârnova. Aceste zone rezidențiale sunt mai greu accesibile pentru transportul public clasic cu autobuzul sau cu tramvaiul. Pe de altă parte, aceste zone ar putea fi acoperite prin sisteme alternative de transport, cum ar fi transportul subteran sau transportul aerian suspendat, pe cablu sau șină, pentru care s-ar putea crea și dezvolta ulterior linii, trasee de transport dedicate, care să lege urbanul de zonele limitrofe.